consider că tot ce am acum am prea mult. Nu sunt foarte bogat. Nu, că dacă aș fi foarte bogat, n-aș mai cânta. Că, eu altceva nu fac, cel puțin deocamdată. Adică nu câștig existența din altceva. De când m-a prin cântat. Dar consider că eu, Guță Nicolae, și uite-te bine la mine ce-ți vorbesc, eu, Guță Nicolae, pe zi, într-o singură zi, am nevoie de 3 lei. Și ai scăpat de mine. 3 lei? 3 lei. Cu atâta trăiește Nicolae Guță într-o zi? Și ce faci cu 3 lei? Îmi trebuie un covrig. Cât e un covrig? Un leu. Dacă ai băgat în tine 2 covrigi de aia și o cană de apă găsești la orice ghiuvetă, e suficient. Eu nu pot să cred că vorbesc cu Nicolae Guță, mă, frate. Bă, poate ți se pare aiurea sau... Nu, că nu mi se... Nu, că eu te cunosc. Dar eu, așa am fost obișnuit să trăiesc din puțin și cu puțin. Pe mine, oriunde mă lași pe pământ, ăsta eu sunt acasă. Oriunde sunt eu pe pământ, eu sunt ok. Ce frumos. Ai înțeles? Eu sunt acasă. Dacă mă lași oriunde pe pământ, eu mă adaptez. Exact, am văzut lupii siberieni care trăiesc la minus 60 de grade sau 50 de grade în Siberia și trăiesc și la plus nu știu câte grade. Înțeles? Pentru că eu așa am fost obișnuit. Cu mine, dacă arunci mâncarea sau dacă îți bagi joc de mâncare, cum spunea Nicolae, cu toate că eu, ai văzut când ai venit, la noi exact popota ofițerească ca în armată. Da. Masă punte, masă iate. Înțelegi? Deci la noi 24 din 24, eu dau de mâncare, ca să mă înțelegi, la cel puțin din familia mea, la cel puțin vreo 60 de oameni în fiecare zi. Asta începând cu mic dejun, asta începând cu prânz, începând cu cină și fiecare pe preferință. Unul ține regim, altul așa, altul așa. Mariana face mâncare și cred că a făcut mâncare Mariana cât pentru, cred că să nu exagerez, pentru 1 milion de oameni în toți anii ăștia. De-aia Mariana a învățat să gătească extraordinar. Dar ce bine gătește, am mâncat și noi. Ei, tot ce ai văzut tu astăzi de la Mariana, toate gusturile, au rămas gusturile lui Nicolae și mâncările lui. Deși la mâncare era... Gulaș. Era iscusit, părintele meu. Tot ce făcea, făcea cu eleganță și făcea maxim, așa spunea. Exact cum spunea el. Bă, ce știu eu, nu mai știe nimeni.